Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai mass media, suntem gata să începem conferința? Da. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației Ministerul Afacerilor Interne de a participa la această conferință de presă. În ultimele trei zile de la preluarea mandatului de ministru, am purtat discuții cu managerii de nivel înalt a aparatului central a Ministerului și cu cei din structurile subordonate, din cadrul poliției, poliției de frontieră, situații de urgență, carabinierilor, migrații, precum și întreaga mare familie a MAI. Am avut ocazie să cunosc atât personalul, cât și probleme fiecărui domeniu. După cum știți, provocările nu sunt puține, dar cu suportul echipei MAI, a specialiștilor, a societății civile și prin contribuția valoroasă a fostului ministru Revencu, au fost realizați pași importanți în direcția poziționării strategice a domeniilor afacerilor interne. Prioritățile mandatului meu au fost clar trasate de prim-ministru. Acestea fiind scăderea timpului de intervenție la evenimente și incidente până la 15 minute, aceasta presupune nu numai ajungerea rapidă la locul faptei, dar este necesar să luăm în considerare atât protecția victimilor, cât și a forțelor de intervenție, astfel încât acestea să acționeze profesionist. De aceea este necesar să reevaluăm procedurile de intervenție pentru ca să avem echipe corect planificate care să asigure o bună acoperire a teritoriului național și care să poată susține reciproc la necesitate. De aceea este să avem echipele informate, să știe la ce se aștepte pentru a avea capacitate de reacție maximă în funcție de incidentul în cauză. Totodată ne trebuie echipe eficiente să rezolve situațiile în timp util pentru a redeveni disponibilă pentru o altă intervenție. Și evident, avem nevoie de echipe dotate, cu toate cele necesare pentru a interveni profesionist. Desigur, asta înseamnă să luăm în calcul procedurile unice și să acționăm după ele, și nu să acționăm separat pe departamente, să elaborăm un pachet de documente tipizate. Acest lucru înseamnă să lucrăm interconectat, să avem aceleași politici de implementare, iar pachetul de proceduri și documente să fie concepute în aceeași formă unică ca să implementăm cultura de stat major în procesele de decizie și execuție. Am solicitat deja echipei manageriale propuneri de măsuri sustenabile pentru ca incidente grave, precum cel de la Aeroportul Internațional Chișinău, să nu se mai întâmple. O altă prioritate a mandatului reprezintă creșterea încrederii cetățenilor în sistemul afacerilor interne. Înțelegem că încrederea se câștigă greu, dar se pierde ușor. Din acest motiv, toate acțiunile noastre vor fi ghidate de trei principii: ordine, disciplină și coordonare. Implementarea principiului avea drept rezultat transformarea angajatului din cadrul sistemului afacerilor interne într-un exemplu urmat de societatea civilă. Vreau să precizez clar că am zero toleranță față de corupție. Sunt inabicul corupției sistemice și a oricăror cazuri izolate. Vă asigur că operațiunile de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție ori a celor similare cu acestea vor dispune de resursele necesare pentru aflarea adevărului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. De altfel, prevenția și capacitatea de anticipare vor deveni la fel de importante, însemnând alocarea de resurse, coordonare și monitorizare. Cu siguranță, cerințele față de angajatul din sistemul afacerilor interne trebuie echilibrate cu un pachet social adecvat și un ghid transparent care să-i asigure predictibilitatea în carieră. Aceste măsuri, completate cu mai multă transparență și comunicare, desigur, ne vor ajuta să îmbunătățim prestigiul Ministerului, să creștem încrederea pe care cetățenii ne acordă, contribuind totodată la formarea rezilienței față de dezinformare, față de insinuări negative și dezbinare. Moldova europeană este un obiectiv național, iar Ministerul Afacerilor Interne se află în centrul acestui progres, ca parte a pachetului fundamental ce se referă la justiție, libertate și securitate, capitolul 24, alături de sistemul judiciar și drepturile fundamentale, capitolul 23,
Capitolul de importanță majoră în procesul de negocieri în vederea aderării la Uniunea Europeană. Știm că după aprobarea deschiderii negocierilor de aderare, se vor intensifica interacțiunile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, statele membre, agențiile și rețelele Uniunii. Cu alte cuvinte, înțelegem că volumul implicării necesare se amplifică considerabil și treptat. Dar împreună, desigur, vom reuși. De aceea este necesar să ne mobilizăm pentru a grăbi implementarea proiectelor existente și definitivarea oportunităților de finanțare pentru noi inițiative. Însă toate inițiativele trebuie să fie bine conturate, cu livrabile și termen clar de realizare. Eforturile depuse de echipă în perioada premergătoare vor fi răsplătite în toamnă cu semnarea acordului de participare la mecanismul protecției civile a Uniunii Europene, o piatră de temelie în colaborarea cu Uniunea Europeană și încă un pas spre aderarea în marea familie europeană. Îmi propun să asigur continuitatea și astfel multiplicarea numărului de mecanisme utilizate la nivelul Uniunii Europene, la care se participe și Republica Moldova. Fiindcă mai multă fuziune cu mecanismele UE înseamnă, în primul rând, sporirea calității vieții cetățenilor noștri. Aceste trei obiective au fost comunicate întregului sistem și vor institui mecanisme necesare pentru implementarea, evaluarea, coordonarea și controlul constant a implementării acestora. Vom actualiza indicatorii de performanță pentru a ne asigura că fiecare știe și a înțeles ce are de făcut, că fiecare are cunoștințele și capacitatea și să-și îndeplinească misiunea. Pe lângă aceste trei prerogative, mi-am propus trei campanii cu efect imediat, cu impact direct asupra siguranței și calității vieții cetățenilor. Anume, 1. Reluarea operațiunilor Nopțile Albe. Pentru a asigura continuitatea măsurilor de responsabilizare a participanților trafic care încalcă regulile de circulație rutieră, punând în pericol viețile oamenilor. Și aici fac lansarea către dumneavoastră, stimați membrii mass media, ca să fiți parte a acestor operațiuni, alături de către colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne, ca să desfășurăm pe larg operațiunile și să avem un impact și un rezultat cât mai productiv și să diminuăm aceste iregularități care sunt produse în trafic zi de zi. A doua campanie imediată va fi intensificarea patrulilor în zonele de odihnă, de agrement și în zonele rezidențiale, în mod special în zilele de odihnă, ca măsură necesară pentru asigurarea securității pentru cetățeni, inclusiv pentru oamenii din diasporă care revin în țară pe perioada sezonului estival, în timpul vacanțelor și sărbătorilor. Cu privire la raliurile nocturne, cunoaștem impactul negativ a acestora asupra liniștii publice, tocmai de aceea lansăm campania Stop Turația la Motoare, cu scopul disciplinării în trafic rutier a tuturor participanților, cu o campanie specifică focusată pentru diminuarea astfel de practici. Personal, sunt un om de echipă și cred cu tărie că cea mai importantă resursă a unei instituții este resursa umană. De aceea voi trage o atenție sporită, anume grijii față de angajat. Având în vedere rezultatele înregistrate de către colegii mei, recunoscute inclusiv de partenerii externi, sunt convins că împreună vom găsi și aplica instrumente oportune pentru a fi eficienți. Am demarat deja procesul de calibrare și celorlalte resurse instituționale, și aici mă refer la cele financiare și logistice, pentru a stabili etapele concrete ce vor contribui la atingerea obiectivelor propuse. Cu siguranță vom continua colaborarea cu partenerii de dezvoltare, în scopul susținerii concrete a etapelor în raport cu prioritățile propuse. Voi urmări ca aceste procese să fie inclusive, transparente și sincronizate, pentru ca suportul, despre care înțelegem că este limitat, să fie prevăzut și alocat în acele arii funcționale care contribuie direct sau indirect la îndeplinirea obiectivelor,
Și aici mă refer la platforma Together for Home Affairs, fortificarea hub-ului de securitate, precum și edificarea consiliilor de securitate comunitară. Vă mulțumesc pentru atenție și acum vă rog întrebări. Nu avem un număr de întrebări, dar vă rog să ne încadrăm în timpul care este propus pentru conferință, fiindcă timpul este foarte prețios pentru noi și mai sunt alte activități deja planificate. Vă rog! Mulțumesc pentru întrebare. Ancheta se află în desfășurare. Termenul de prezentare a raportului este 31 iulie și noi, în baza anchetei respective, vom evalua toate aspectele și vom determina implicarea fiecărui angajat, fie că e de nivel conducere sau executiv, după care vor fi luate decizii. Mulțumesc! După finisarea anchetei, am spus. SPIE deja a primit indicații să facem o radiografie a aspectului ce ține de corupție și vom veni cu pași concreți ca să diminuăm corupția la nivel sistemic, la nivel individual, astfel cu pași mici o să reglementăm și o să obținem un succes în acest sens. Sau unii tineri nu vin să plăceze această meserie. Ba mai mult, în ultimul timp, munca polițiștilor s-a dublat, s-a triplat, salariul a rămas același. Vreau să întreb în calitate de ministru ce măsuri veți întreprinde în acest sens și dacă vor fi majorate și când vor fi majorate salariile polițiștilor. Dacă ați tras atenția, unul din obiectivele mele este grija față de efectiv. Și noi vom evalua pe interior toate sursele disponibile să vedem cum îmbunătățim pachetul social. Salariul este doar o parte din acest pachet social pe care noi putem să-l punem la dispoziție polițiștilor, astfel încât dumnealor să-și poată profesa pe deplin activitatea în care sunt implicați. Dar cu un plan de acțiuni vom reveni ulterior după evaluarea tuturor surselor disponibile. Și mai am o întrebare. Până acum, Ministerul a avut restanțe la capitolul comunicare și transparență. Potrivit unui studiu anul trecut, Maiul era în top cele mai închise instituții de stat. Veți îmbunătăți acest lucru și cum? Desigur, dacă ați fost atent din nou la briefingul meu, comunicarea și transparența decizională va fi îmbunătățită și va fi o deschidere mult mai mare pentru a comunica. Invitația de a participa la operațiunile Nopțile Albe, de asemenea, va fi o deschidere pentru a conlucra cu mass media. Так ли это и будет ли вообще меняться штатное расписание и когда? Deci așteptăm rezultatele anchetei. Noi deja am întreprins măsuri de fortificare a subunităților destinate reacției în aeroport. Se lucrează la un mecanism comun interinstituțional de a asigura securitatea aeroportului, dar la prima parte a întrebării o să revenim cu răspuns după ce o să avem ancheta finisată, o să avem un briefing de presă, cel mai probabil dedicat acestui incident. Там на месте,
потому что анонсировалось, что они появились прямо моментально. При этом в сети есть разговор Стрелка, где он достаточно долго разговаривает со своей мамой, на это время ушло достаточно много. Есть ли данные о том, насколько быстро эта группа реагирования появилась, и будут ли опять же проводиться корректировки вот, работы спецгрупп? Toate aceste circunstanțe se investighează și în raportul final o să vă dăm răspuns la toate întrebările respective. Încă o întrebare, vă rog. Domnule profesor, în opinia dumneavoastră, în acea zi s-a acționat la capacități maxime sau se putea și mai mult din partea aceasta? S-a acționat în capacitatea și în volumul care a fost disponibil imediat, pentru că au fost avertizate, alertate toate subunitățile și echipajul care a fost cel mai aproape de aeroport a intervenit. Dacă nu era intervenția așa de rapid, atunci consecințele puteau să fie mult mai mari. Deja se lucrează la mecanismul respectiv. Când va fi gata, noi o să depunem maxim efort ca el să fie operațional cât mai curând, dar o dată concretă nu vă pot spune, dar se muncește foarte intensiv pentru a atinge acest timp de intervenție până la 15 minute. Și cum vor fi instruiți polițiști? Noi avem cadre sau avem programe de instruire atât naționale cât și internaționale. Vom intensifica pregătirea acestor grupe de intervenție, astfel încât noi să avem o interoperabilitate în diferite arme și în diferite genuri. Ultima întrebare, vă rog, deja suntem peste... Puteți să-mi dați numărul la mașină și verificăm. Mașinile respective poate să facă parte din grupele operative. Și atunci grupele operative au dreptul să încerce cu ceva fără în dependență de necesitate de serviciu. Dacă au necesitate de serviciu să ajungă într-un loc de intervenție, atunci... Dar revenim la subiect. Mulțumim!